Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. În emisiunea de astăzi avem un invitat special și este un invitat special pentru că este un primar care a reușit nu numai să aducă bani pentru comună, dar a reușit să facă o grămadă de proiecte și să le ducă la bun sfârșit. Vom discuta astăzi despre proiecte care au fost realizate în diferite domenii, cu diferite surse de finanțare și toate au fost realizate de domnul primar și de echipa pe care acesta o conduce. Ne aflăm la Murighiol. Bun găsit, domnule primar Filip Ivanov. Bună ziua și dumneavoastră și mulțumim pentru invitație și pentru acest reportaj care bănuim că o să aibă un impact real asupra cetățenilor și asupra situației care e la ora actuală la nivel de primărie, de Comuna Oatec, ca să zicem așa. La fel cum ați avut și noastră impact asupra comunei, pentru că ați avut un mandat în care ați realizat proiecte pe care, mă uitam aici, am trei pagini de proiecte despre care vreau să discutăm, proiecte pe care alți primari nici nu le visează și noi astăzi reușim să le realizați aici. Murighiol este o comună mare, aveți mai multe localități arondate și cu toate acestea ați reușit să aduceți bani pentru ele. Există vreun secret în toată chestia asta? Cum reușește un primar să facă atâtea proiecte și să, mulțumească până la urmă oamenii de rând, pentru că pentru omul de rând cel mai important este drumul din fața porții lui, este, să aibă apă, să aibă, facilitățile de zi cu zi de care are nevoie. Deci, dumneavoastră aveți perfectă dreptate. Comuna Murighiol este una dintre cele mai mari comune din țară, ceea ce înseamnă zonă de deltă, terasă mare și o parte din insula Popina. Fiind o comună cu o suprafață așa de mare, vă dați seama că și complexitatea lucrărilor și a proiectelor este destul de delicată și destul de diversificată. Plecând de la adăposturi pescărești, plecând de la apă, canalizare, școli, dispensare, terenuri de sport, de colmatări, diguri, poduri și așa mai departe. De aceea, cum spuneți dumneavoastră, proiecte sunt foarte multe, pentru că și zona este foarte, foarte întinsă. Dacă ar fi să vorbim despre un proiect de suflet în anii ăștia, poate e greu să alegeți numai unul, dar care ar fi acesta? Ținând cont de problemele care sunt la nivel național și nu numai, principiile de bază sunt învățământul și sănătatea. Sunt două lucruri de la care se poate pleca. Nu ai un învățământ adecvat și corespunzător, nu ai o sănătate atât spirituală, fizică, a cetățeanului și a copiilor. Niciodată nu am pus pe ultima treaptă școlile de pe raza Comunei Murighiol. Ținând cont că suntem din 2004 până acum, nu are sens să vă spunem cum s-au preluat aceste școli și în ce stare au fost. Ne putem 2004. Imagina că nu arătau școli, probabil, la vremea respectivă. Nu a fost ușor, nu a fost greu. Știți cum e? În viață e așa cum e. Dacă pui suflet, dacă muncești cu adevărat, nu e greu. Sunt multe lucruri de făcut. Avem reabilitări, școala Dunăvățul de jos. Avem o grădiniță nouă de făcut la școala Dunăvățul de jos. Avem reabilitare la Dunăvățul de sus. Avem reabilitare școală Murighiol, care unde e centru zonal și toți copiii sau marea majoritate vin la Murighiol. Câți elevi aveți în comună? Știți cum e? De multe ori nu contează numărul de elevi, ci contează ceea ce faci pentru ei. Și asta e adevărat. Dacă le asigur un spațiu corespunzător în care să-și desfășoare activitatea, dacă pot să le asigur un transport al elevilor și ale cadrelor didactice ca să fie util atât lor cât și copiilor, vă dați seama că asta este cel mai important lucru. Multă lume vine zice, de cât ai făcut proiectul? Un anumit proiect. Nu asta e.
Important este ce ai asigurat prin acel proiect. Bine, și când vorbești despre o școală sau grădinița de la Murighiol, care e un proiect de 2 milioane de lei, este totuși o valoare. Adică vorbim de niște sume importante aduse pentru comunitate, de care se vor bucura generații întregi de acum înainte, până la urmă. Corect. Ceea ce spuneți dumneavoastră este corect. Deci noi, dacă am ținut cont de învățământ, am ținut cont de învățământul la nivelul ateului. Adică nu am reabilitat numai școala Murighiol ca să zicem că am făcut în Murighiol. Și toate celelalte. Tot ce este Murighiol, Plopu, Salina Suf. Da? Pentru că peste tot, în această comunitate, există copii. Sunt mulți, sunt puțini, este adevărat. Numai că trebuie să le asigur, începând de pe acum și de când sunt ei mici, să le asigur un climat corespunzător și adecvat pentru desfășurarea activității de învățământ corectă și cum să spun, ajustată la nivelul comunității și a copiilor respectiv. Să nu uităm niciodată că acești copii, începând de la clasa 0 sau așa, acești copii sunt dați pe mâna cadrelor didactice. Este un lucru foarte important și calitatea cadrelor didactice va pune întotdeauna amprentă pozitivă pe evoluția acestor copii. Ați văzut că sunt și copii care au performanțe extraordinare, sunt copii care sunt și mediocri, dar calitatea învățământului școlar va pune întotdeauna o amprentă pozitivă pe evoluția populației din această comunitate și bănuiesc că nu numai. De aceea niciodată nu am făcut un rabat de a da sau nu a da sau asigura copilul ceea ce trebuie. Am făcut un calcul scurt, numai proiectele reabilitare în derulare în momentul de față legate de școli și grădinițe ajunge la aproape 5 milioane de lei. De unde ați făcut rost de acești bani? Prin ce proiecte sunt ele finanțate? Știți cum e? Vreau să știe toată lumea că aceste finanțări nu se fac politic. Chiar dacă știți, și nici ușor nu se fac. Din punctul meu de vedere, suntem în opoziție acum, dar nu. Nu așa. Nu. Este greșit și cine spune că, știți, nu suntem la guvernare și nu putem... Nu, e greșit. Dacă ai făcut un proiect de calitate, dacă ai făcut un SF, dacă ai făcut un PT, dacă licitația este corespunzătoare, găsești finanțare oriunde. Noi am reușit să obținem de pe POR, PNDR, AFIR, FLAC, POPAM, PNDL, FDI, CNSP, CNI. Deci ați accesat toate proiectele posibile, toate liniile de finanțare. Și să știți că există finanțări mai mult decât pot să acceseze OAT-ul. Ideea e să stai mai mult în comună, să vezi, să zicem, între ghilimele, nemulțumirile oamenilor și cerințele oamenilor. Nevoile lor, până la urmă. Pentru că dacă ajungi mai mult să zbori prin alte părți și să-ți faci alte lucruri, nu ai timp de proiect. Sunt situații când poți să iei o decizie în 24 de ore. Dacă nu ești atunci, ai pierdut un proiect de 1, de 2, de 3, de 5 milioane de euro. Și un astfel de proiect, trebuie spus și o spun de fiecare dată, și oamenii trebuie să știe până la urmă chestia asta, un proiect nu se face peste noapte, un proiect niciodată. Poate să dureze poate până și la un mandat, 3-4 ani până de la momentul ideii până la realizarea acesteia. Mulți tind să spună, domnule, faceți acum înainte de alegeri. Eu vă spun că e greșită ideea. Ce e terminat înainte de alegeri e făcut poate cu 3 ani înainte sau 4 ani. Pentru că uitați, suntem în 2020. Fondurile europene nu s-au stabilit încă acum, să vedem ce fel de finanțări vor fi. Asta înseamnă că va fi 2021. În 2021, dacă începi să faci studii, SF-uri și toate celelalte, te aruncă în 2024.
Și cineva care e rău intenționat zice, domnule, iar înainte de alegeri, frate, domnule, asta este perioada, a fost, asta e perioada în care decurg toate aceste proiecte și această derulare. Paradoxul știți care e? Că execuția unui proiect durează mai mult decât obținerea finanțării. Pentru un aviz de la instituțiile ale statului, că și noi suntem a statului, durează mai mult decât execuția. Ajuns să aștept 2-3 avize, un an și ceva. Vi se pare că sunt oameni care vă pun bețe în roate sau pur și simplu e birocrația atât de mare? Este, încât... E birocrația și temerea aceasta, nu cumva să se întâmple ceva, că vine cineva și mă întreabă. E lipsă de personal, e lipsă de persoane specializate care poate să analizeze aceasta. Lumea e binevoitoare și cei care verifică, dau un exemplu, la fir, să zicem, da? Numai că sunt 3, 4, 5, 6, 7 persoane și au câte 2, 3, 5 mii de proiecte. Vă dați seama că e imposibil să poți să procesezi toate acele proiecte și atunci se găsește soluția, încă o întrebare, încă o justificare, încă o explicație, încă... Din păcate, din păcate. Ceea ce a fost cu ani în urmă și am spus multora, la nivel de Consiliul Județean, a fost înființat un birou unic, care la o masă de genul acesta era PSD, era PSD, era... Poate erau și partide, era, dar erau cu siguranță agențiile. Nu. Erau instituțiile ale statului. Uh-huh. Era DSV, DSP, pompieri, INL-ul, mediu, muzeu și așa mai departe. Și atunci puteai într-o ședință să faci tot. Când veneam cu documentație, cu dosarele, depuneam în aceea zi sau într-o oră, depuneam la toate instituțiile statului. Toate începeau să prelucreze acele solicitări din ziua respectivă. Acum este altfel. Mă duc la mediu, durează o lună, mă duc la arbitru, durează o lună, mă duc la Enel, durează o lună, mă duc în altă parte, durează o lună și uitați așa, 10 avize, una. Ați înțeles? Mi-a plăcut un alt amănunt. Am văzut că pe lângă aceste școli și grădinițe ați reușit să lucrați proiecte și din bugetul local și mă refer la amenajarea unor parcuri de joacă pentru cei mici, pentru că tot vorbeam de copii și acestea le-ați făcut din bugetul propriu. Nu este vorba de sume mici, sunt peste 150.000 de lei pentru fiecare parc la Murighiol, Salina Sus și la Dânăvățul de Jos, dar sunt proiecte pe care le-ați realizat cu ajutorul banilor strânși de la populație, până la urmă, din buget, din taxele și impozitele locale. Destul de greu să te gândești să faci astfel de lucrări, mă gândesc, atunci când știi că oamenii au nevoie poate de multe altele, dar care costă mult mai mult. Și atunci, cum ați luat această decizie? Asta ar fi întrebarea. Cum deci, decizia să... Dacă au venit bani de la populație, banii trebuie să-i întorci înapoi la populație. Corect. Dacă am reușit să facem și să modernizăm o școală sau școlile pe banii europeni, restul celelalte, ce înseamnă parcuri, locuri de joacă și așa mai departe, se pot face din bugetul local. Într-adevăr, nu e simplu, nu e ușor și costuri sunt adecvate. Da? În funcție de ceea ce faci. Dar ținând cont, copiii noștri sunt viitorul nostru, merită orice sacrificiu pentru copiii aceștia. Ținând cont că mediul natural influențează pozitiv asupra dezvoltării capacității copiilor de a discerne și de viața lor, merită să le facem aceste locuri de relaxare. Noi am sacrificat la nivel de OAT, am sacrificat multe. Nu ne-am luat mașini, nu ne-am plimbat în altă parte, am renunțat la tot felul de lucruri ca să putem, din banii aceia care se puteau cheltui în altă parte, să facem aceste locuri de joacă pentru copii. Avem o zonă în care se dau terenuri pentru tineri căsătoriți și s-au dat foarte multe locuri de casă.
Și continuăm în continuare, ținând cont că e un cartier tânăr, să facem în acest an și să dotăm cu alte locuri de joacă pentru copii. Vor avea nevoie, cu siguranță. Vor avea nevoie, pentru că degeaba i-ai dat un loc de casă să facă. Dacă nu i-ai dat apă, nu i-ai dat canalizare și nu i-ai dat energie electrică, degeaba i-ai dat loc de casă. E, toate acestea, sau o parte din ele, se vor face, o parte sunt făcute, o parte se vor face anul acesta. Și îi asigur pe toți locuitorii comunei care au copii sau nepoți, care au terenuri pentru construcția de imobili, case de locuit, s-a încheiat contract cu Enelu, a fost achitat, în 2 luni de zile trebuie să realizeze branșarea electrică la fiecare locuință. Canalizare e proiect semnat, există un proiect mare pe alimentare cu apă și canalizare pe zona Mărighiol, da? Acesta este următorul despre care vreau să vorbesc, pentru că este proiectul cu probabil cea mai mare finanțare, aproape 10 milioane de lei, da. Un proiect realizat care nu ține numai de modernizarea rețelei de apă, ci și de extinderea celei de canalizare în localitate. Ținând cont, comuna este foarte mare, Mărighiol e mare, comuna este foarte mare, necesarul de apă pe timp de vară este fantastic. Pentru că în perioada de vară, prin comuna Mărighiol sau prin Mărighiol, dar zicem comuna, tranzitează cel puțin 200.000 de persoane. Cei care merg în delta. Cei care merg în delta și staționează în zona Mărighiol, Dunăvăț, Plopu puțin, Salina Suf puțin. Vă dați seama că dacă facem un calcul, și îi avertizez pe cei care consumă apă și mai fac anumite lucruri, pentru că calculul este foarte simplu. Pensiune, hotelurile care au cadă, asta înseamnă 100 de litri de apă într-o cadă. Dacă are 50 de camere, vă dați seama, calculul este simplu. Numai omul zice, eu n-am consumat. Nu există să nu ai. E din dotare, e luat din proiect, ai făcut și îți dai seama dacă omul e cinstit sau nu e cinstit. De când a venit din 2004, a fost un deficit de apă potabilă fantastic de mare. Avea lumea o dată la 2 zile, la 4 zile, cine prindea, cine nu prindea și mai departe. Aveți o sursă bună de apă aici pentru localitate? Am forat 14 puțuri din 2004 până acum. Unele sunt în conservare, echipate, în conservare. În situația în care devine un deficit, s-a apăsat pe buton și se crește cantitatea de apă potabilă. Avem acest proiect care spuneți reabilitare, extindere, modernizare, alimentare cu apă Mărighiol, prin care se fac bazine suplimentare de a putea stoca cantitatea de apă necesară în situații critice. Pentru Dunăvățul de sus, Dunăvățul de jos, alimentarea cu apă se face de la Mărighiol. Pentru că Dunăvățul de sus și de jos este situat pe un anumit sol care nu deține apă potabilă. Așa, și atunci, voi să duceți acolo, da, și atunci se forează în Mărighiol și prin magistrală se trimite, avem bazine de stocare în Dunăvățul de sus și de acolo se alimentează Dunăvățul de sus, Dunăvățul de jos. Ținând cont că s-a extins foarte mult Dunăvățul de sus, sunt hoteluri de 4, de 5 stele, pensiuni, case de vacanță. E o nebunie plăcută acolo, pentru că dacă te duci pe apă, e o mândrie a comunei Mărighiol să vezi ceea ce s-a putut face. Vă dați seama că și consumul este extraordinar de mare. Și atunci s-a făcut o joncțiune între Mărighiol din punct de vedere al sistemelor de alimentare. În momentul în care Dunăvățul rămâne fără apă, se deschid vanele de la Mărighiol care asigură debitul de apă numai pentru Mărighiol și pleacă cantitatea de apă necesară și încărcăm bazinele sau bazinul de la Dunăvățul. Complex, într-adevăr. Dar merită. Să știți că viața e complexă în felul ei. Dar dacă știi să o trăiești, să o adaptezi, e simplu. Numai că
Nu trebuie să te curci pe ureche. Eu am discutat și cu personalul din primărie. Noi lucrăm într-o zonă, putem să zicem, strategică. Nu am terminat programul la 4:30 și am plecat acasă și până a doua zi nu mă interesează că vin la... Nu există. Noi suntem activi 24/24, indiferent ce se întâmplă, pentru că sunt situații, dacă am pus mâna pe telefon sâmbătă sau duminică la 2 la noi, indiferent și am chemat un personal din primărie să vină, vine. Nu există. Adică nu suntem la privați, am lucrat 8 ore și am plecat. Nu există așa ceva. De aceea am ajuns aici unde am ajuns. Acum nu știu, eu nu le-am numărat, cred că pe proiectele pe 2019 și cele, cred că sunt vreo 30, dacă nu mai bine. Dar nu are importanță. Un alt proiect important despre care aș vrea să vorbesc, pentru că atunci când vorbesc de turism, ai nevoie de infrastructură, iar noastră v-ați implicat în acest lucru. Da. Și mă refer la modernizarea străzilor din localitatea Murighiol. Este vorba despre un proiect la fel, cu o sumă importantă, de peste 5,5 milioane de lei, bani care au dus la acest proiect. În momentul de față, acesta este executat, înțeleg, aproape la jumătate, mai aveți ceva de lucru. Care este stadiul lui, ce ar mai fi de lucru din acest moment mai departe? Dumneavoastră, dacă ați fi un investitor și ați vrea să investiți undeva, ați veni și ați întreba, utilități avem? Exact, asta este prima întrebare. Oricum. Asta este prima întrebare. Prima întrebare a oricui care vine și vrea să investească în zonă. Mulți primari se plâng, domnule, la mine nu merge treaba. Nu există, nu merge. Oriunde se poate face. Să știți, în deal, la munte, în șes, în vale, unde. Dacă vă uitați din punct de vedere turistic în toată țara aceasta, o să vedeți anumite zone sunt la, cum s-ar zice, la Cucuiața din deal și acolo merge. Deci, din punct de vedere turistic și din toate punctele de vedere, dacă ești implicat și îi asigur omului utilitățile, acolo vine. De aceea am plecat pe ideea modernizării, de aceea s-a plecat pe extindere alimentare cu apă potabilă Murighiol și canalizare. De aceea s-a plecat pe asfaltare drumuri în comuna Murighiol. Ați văzut din documentații, avem canalizare, sistem de alimentare, canalizare, apă minajeră, Dunăvăț de sus, Dunăvăț de jos, Murighiol și Sarina Sur. Am văzut că și iluminatul, și de iluminat v-ați preocupat și aveți și acolo un proiect de aproape 1 milion de lei. Știți cum e? Lumea în orice comună și în toată țara este o lume îmbătrânită. Nu pun problema atât ceea ce mănâncă, și mai mult de ceea ce le e teamă. De întuneric. De siguranța locuințelor. De proprietate. Și atunci am luat această hotărâre și am accesat acest program de iluminat a întregii localități. Deci nu există o străduță, o locuință uitată de lume care nu are iluminat la poartă. De tot ceea ce înseamnă comuna Murighiol este iluminată stâlp cu stâlp. Asta nu înseamnă că din 2004 până acum nu s-au făcut investiții. Când am venit în 2004, un stâlp avea, 2-3 nu, iar avea, iar nu, iar și rămâne de șansă. Dom'le, nu se poate așa ceva. Nu se poate. Și s-au făcut investiții din bugetul local multe. Nu s-au făcut la acest nivel pentru că nu s-a putut. Vă dați seama, costurile sunt fantastice de mari, numai să le montez, să pui. Dacă luăm în calcul consumul de energie electrică care a fost în 2004, când fiecare urca pe stâlp și aducea o lampă, punea un bec de 350 de W, acum are 40, 50 de W, 25 de W. Dar acum sunt cu LED și luminează și mai bine și aveți și o economie. Vedeți la consum. Vedeți ce înseamnă tehnologia? Corect. Da? Adică, întotdeauna, de aceea v-am spus, trebuie să cauți soluții, nu trebuie să te plângi. Pentru că ea există, e la îndemâna tuturor. Să știți că așa cum Murighiolul a accesat acest iluminat, poate să facă orice comună. Da?
Orice comună, orice oateu poate să acceseze. Pentru că nu e, cum să spun, nu s-a făcut o facilitate pentru muritor și nu s-a făcut în altă parte. Nu există. Cine a muncit, a depus, s-a făcut. Pentru că ați văzut la nivel național ce presiuni se fac din lipsă de accesări de fonduri. Da? Și eu nu cred că dacă s-a dus un oateu cu un proiect corect, a venit cineva să zice, nu-i dau că el. Nu există. Toată lumea dorește să acceseze, să finanțeze, da? Mă refer cei care se ocupă de finanțări, ca să poată să acceseze cât, sau să dea cât mai multe fonduri, să absorbția de fonduri europene să fie cât se poate de mare. Știu că lucrați la construirea unui adăpost pescăresc în zona Perișor, un proiect la fel cu valoare importantă, peste 1,6 milioane de lei. Înțeleg că este la nivelul de depunere a documentației în urma licitației. Ce se va întâmpla acolo? Ce veți avea acolo? Deci, referitor la adăpost pescăresc, contractul este semnat, deci finanțarea este obținută. Uh-huh. Dacă mă întorc în 2004, a fost o nebunie din punct de vedere a mediului și a rezervației, care a constat în desființarea acelor adăposturi pescărești improvizate, făcute de anumiți pescari, care pescuiesc la 10, la 15, la 40 de kilometri de Dunăvăz, de Mârighiol, care deplasarea de dute vino înseamnă foarte mult și plus că sunt perioade când plouă, când e vânt, când îl prinde gheața, când omul nu poate să vină, să ajungă înapoi la mare. Au fost situații când s-au răsunat, au murit, a fost o nebunie. Tragedia, adevărat. Întotdeauna am solicitat și a fost o bătălie mare pentru cei de la mediu referitor la aceste adăposturi pescăresc. Am solicitat și rezervații biosferei Delta Dunării și am zis, domnule, dați-ne un model de adăpost pescăresc pe care noi să-l impunem pescarilor să-l facă sau OAT-ul, Primăria Mârighiol, să facă acel adăpost pescăresc după cerințele dumneavoastră, să îndeplinească normele europene și așa mai departe, și noi să le închiriem pescarilor sau pur și simplu să le punem la dispoziție, că chiria, știți cum e, chiria nu înseamnă un câștig. Faptul că l-ai făcut și l-ai dat în chirie are responsabilitate și el are anumite servicii și e o problemă rezolvată la nivel deltaic, ca să zicem așa. Pentru că știți că foarte multă lume vine prin delta și când vede acele adăposturi pescăresc unde pescarul mai mult stă în pământ decât stă afară, că sunt adăposturi săpate în pământ, nu este un lucru civilizat și nu dă bine. Au nevoie de toate condițiile, deci, poate până, și turiști. Până în 2018 am cerut, indiferent toți care s-au perindat pe la guvernare. Numai că întotdeauna când apăreau alegerile, venea cineva și noi vrem să vă facem adăposturi pescăresc. Este greșit. Pentru că, și nu se pot face, pentru că aceste terenuri sunt ale statului român. Și niciodată statul român nu va scoate o hotărâre să dea o anumită suprafață de teren, 100, 200, 500, 1000 de metri, unei asociații de pescari. Va da? Niciodată. Greu de crezut. Ați înțeles? Asta era în campanie electorală. Și atunci am considerat și am căutat o suprafață de teren care este a OAT-ului ca să putem să facem un adăpost pescăresc. Noi am vrut să facem mai multe, dar pentru că celelalte terenuri sunt ale statului român și nu sunt OAT-ului, vă dați seama că nu puteam să accesăm aceste fonduri. Pentru fondurile europene vin și spun, cine e proprietar, acela are dreptul să acceseze acele fonduri. Și am găsit în zona Perișor. Pentru că este o zonă foarte vulnerabilă. Nu știu cine, dar bănuiesc că ați fost pe mare sau la mare, cel puțin. Acolo, în 30 de secunde, poți să ai valuri de 4, 6, da, 8 când se metri, montează mare, cu siguranță. Da? Și în 30 de secunde cade. Și atunci rămâne lumea. Și am zis să facem un adăpost pescăresc pentru persoane
temporar prinse într-o anumită locație, unde să poată să vină să se cazeze, să stea într-un adăpost civilizat, să poată să-și repare o barcă, că sunt magazin care cu unelte tot, să poată să-și repare dacă i-a prins furtuna sau deteriora barca, după care să plece acasă. Deci nu este o locație unde o să vină cineva și o să stau o lună. Nu. Când sperați să fie gata acest adăpost? Noi sperăm în anul acesta, până la sfârșitul anului, să finalizăm această lucrare. Ne apropiem de final, dar nu vreau să închei până când nu discutăm despre proiectele de suflet cu care am și început această emisiune. Am vorbit despre educație, vreau să ajungem și la sănătate. Și în special vorbim despre dispensarul pe care, de care v-ați ocupat, un proiect la fel, cum să spun, important, mă refer la cel de la Plopu, dar sunt convins că ați avut în vedere și alte unități medicale de pe raza OAT-ului. Este nevoie și de alte investiții în momentul de față în sănătate sau credeți că ați realizat tot ceea ce trebuia făcut din acest punct de vedere? Niciodată nu e de ajuns. În 2004, când am venit la Dunăvățul de Jos, era o locație șubredă, cu pereți crăpați și veneau cetățeni, domn primar, ce facem cu... Domne, uite, am vorbit la Consiliul Județean și o să ne dea bani. Zice, domn primar, dacă nu faceți dumneavoastră, nu o să dea nimeni bani. Dacă mergeți și vedeți locația în Dunăvățul de Jos, da, e o minunăție. L-ați făcut din ce fonduri? Din fondurile proprii? Din fonduri proprii, clar. Da. Ne-am pus din bugetul local și am făcut această investiție. Cel de la Plopu s-a făcut pe fonduri europene. Cel de la Murighiol de pe fonduri europene. Ceea ce o să facem în continuare și am făcut și anul trecut, am dotat cabinetele medicale în funcție de solicitările medicilor. Adică dacă a trebuit defibrilator, dacă zic bine, da, s-a luat. Bine. Deci toată aparatura care a fost nevoie de mese, de scaune, dar nu mese simple, mese medicale, de scaune, de ecograf, de ce a fost nevoie. Paturi pentru pacienți. Paturi pentru pacienți. S-a făcut achiziții, s-au dat. Pentru că niciodată nu trebuie să te gândești că ne faci pentru altcineva. Pentru că nu se știe. Noi locuim aici. Dacă aș fi fost din Republica Moldova, zice, mă stau 2 ani, 3 ani și plec acolo. Nu, eu sunt murighiolean de aici. Și Doamne ferește să trebuiască tocmai ție. Și dacă n-ai, au fost situații, s-au răsturnat cu barca, apropo de adăpostul pescăresc, și a plecat cu defibrilatorul portabil și a avut 2. Și nu știa pe care să-l defibrileze. Și pe unul l-a scăpat și unul a murit. Din păcate. Din păcate. Dacă avea 2, da? Procedau la amândoi odată. Dacă nu avea... Și spui întrebarea că noi mergem pe apă destul de mult, că așa este zona, și te pui în locul lui. Și te gândești, dacă Doamne ferește se întâmplă... Viața unui om e mai importantă decât o investiție. Cui o să-l pună? Mie sau lui colegul? Hai să zic eu că dacă scriu, arăm cu nimic. Nu, da. De aceea întotdeauna am dotat acolo unde a fost nevoie. Vă dați seama că toate astea depind și de partea finală. Dar dacă ai bunăvoință, om înțelege. Eu mă uit lume care vine cu anumite probleme și spun, măi omule, vrei să spun realitatea sau vrei să te mint? Dacă vrei să spun realitatea, spun. Chiar dacă doare sau nu poți, dacă vrei să te minti ușor, e frumos. Te duci, pierzi bani, umbli de nebun și până la urmă ajungi tot la... Că acum, din 2004 până acum, vă spun că ai anumită experiență și știi ceea ce se poate face și ceea ce nu se poate face. Eu cred că am fost destul de sincer și de corect cu cetățenii Comunei Murighiol. De aceea și investițiile proiectele acestea și bugetul este pe măsură. Avem un buget de 200 și ceva de miliarde
ceea ce vă spun că sunt multe, sunt puține comuni care pot să lăuda, lăsând alea care sunt foarte mari sau orașe. Asta înseamnă muncă, sacrificiu, răspundere și în Oatenii nu există nepăsare. La final, nu vreau să vă întreb despre proiectele viitoare, pentru că despre acestea vom discuta într-o emisiune separată, într-o emisiune viitoare. Dar aș vrea să vă întreb atât. Mergeți mai departe în Mureghiol? Candidați pentru un nou mandat? Mergem în continuare. Acum, știți cum e, aș fi viitor, zic, doamne, mă cere lumea și... Doamne, mergem în continuare să ducem aceste proiecte. Ar fi păcat să nu le vedeți dumneavoastră că le-ați demarat și eu spun și o spun cu responsabilitate. Eu nu am făcut toate acestea pentru lume. Știți că am făcut pentru alții. Eu, familia mea și copiii mei, am două fete, sunt aici. Adică dacă am făcut pentru comunitate, am făcut și pentru mine. Dacă merg pe un drum asfaltat, nu merge numai comunitatea, merg și eu. Cum spunea cineva, dacă e un orb și merge prin comună și ăla vede între ghilimele ce s-a făcut în această comună. De aceea merg în continuare și sper să am sprijinul comunității să ducem în continuare ceea ce am început și ceea ce vrem să facem. Avem un proiect de a duce gazelor în Mureghiol, un proiect măreț și vă garantez, și nu vorbesc, mie nu-mi place să arunc cu vorbe, că acest proiect va obține finanțare, 100%. Aducem gaz de la Gigiol. Îmi promiteți că vorbim despre asta în emisiunea viitoare. Corect. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc și noastră că ne-ați urmărit această emisiune. Ați văzut, în Mureghiol au fost realizate proiecte importante pentru comunitate, proiecte care, la care visează mulți primari din localități, poate chiar și din orașele mai mici, din județul Tulcea sau din alte județe ale țării. Și totuși, la Mureghiol, toate acestea au fost realizate. Vă mulțumesc pentru atenție. Eu sunt Adrian Boioglu și vă urez o zi mai bună.